În realitate, există lideri în România care au altă opinie față de ce a exprimat de mine. Numai că ei regretă că nu pot să ajungă să-și expună părerea lor, de exemplu, în Consiliul European. Pentru a lămuri aceste chestiuni, am promis în țară încă de acum două săptămâni că după această întâlnire de la Roma voi avea eu grijă să existe diferite formate și politice și cu societatea civilă în România, unde se discută tocmai despre aceste lucruri. Să nu creadă cineva că în România toți politicienii au aceeași părere ca mine, dar România sigur are aceeași părere cu mine, fiindcă cele două entități care răspund de europeană, președintele și guvernul, avem aceeași opinie. Deci, între opiniile exprimate de mine și cele exprimate de reprezentanții guvernului, nu o să găsiți diver... diferențe sau divergențe. Și ăsta este un lucru bun. Dar, pe de altă parte, există, de exemplu, politicieni, chiar destul de profilați, din păcate, care sunt de părere că noi nu trebuie să mergem pe această idee, noi trebuie să ne separăm și să mergem mai degrabă cu state care au altă viziune. Sau sunt de părere unii iarăși destul de titrați și din păcate și exprimă aceste opinii și public, că asta cu euro nu e o treabă bună, a, nu trebuie făcută, că ne afectează economia și să mergem noi așa de capul nostru, că e mai sănătos, că nici globalizarea, ci că nu e bună. Sunt tot felul de voci, pe care însă, în niciun caz nu vreau să le suprim. Vreau să le aduc la suprafață, să-și spună părerea, să fie discutată, și în final, cel puțin asta e speranța mea, să ajungem la concluzia că, așa cum facem politica europeană în ultimii mulți ani, că ne dorim o integrare mai profundă dorim să fim parte din nucleu, dorim să fim parte în Schengen, dorim să adoptăm euro la momentul potrivit, că această atitudine este în continuare prevalentă în România și cea mai sănătoasă pentru România. Dar dacă există lideri care au altă opinie, noi românii, cel puțin din câte am înțeles eu, ne dorim să, ac să accelerăm și să ajungem în nucleul Europei. Nu toți își doresc asta și nu în toate dosarele. Și tocmai de aceea definirea nu trebuie să fie cu mai multe viteze, ci să fie pe cooperare consolidată în funcție de interesul național.